Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și mă bucur că ați ales să rămâneți și astăzi alături de noi. Vom petrece următoarele 15 minute în compania știrilor despre vreme, climă și mediu. În viitorul apropiat, analizele de sânge ar putea include și biomarker de stres. Descoperirea aparține unui român. În căutarea de noi resurse naturale, energiile subacvatice reprezintă viitorul. Vă dăm detalii imediat. Care este prognoza zilelor de Paște? Aflăm de la meteorologul Mihai Hușciu. Rămâneți alături de noi! Un cercetător român stabilit în Statele Unite vrea să revoluționeze modul în care este depistată și tratată depresia. Alexander Bogdan Niculescu vrea ca în viitorul apropiat, boala secolului al XXI-lea să poată fi diagnosticată doar cu o simplă analiză de sânge. În ultimii ani a devenit din ce în ce mai evident că depresia clinică poate afecta tot organismul. Această boală stând și la baza principalelor cauze de deces la nivel mondial. Psihologic vorbind, depresia se caracterizează printr-o trăire afectivă negativă, intensă, care dă un sentiment al inutilității, lentoare în gândire și reacții, neliniște, deznădejde și lipsă de speranță ori senzații de vinovăție. Oamenii de știință spun că pot determina deja severitatea depresiei unui pacient printr-un simplu test de sânge. Cercetarea a fost publicată recent în revista Molecular Psychiatry. Ca inițiator ai proiectului, cercetătorii din cadrul Facultății de Medicină a Universității Indiana susțin că au dezvoltat testul pentru a face diagnosticul și tratamentul tulburărilor depresive mai precise și obiective. Totodată, în acest mod, medicii ar fi ajutați să ofere îngrijiri mai bune, personalizate. Psihiatrul Alexander Bogdan Niculescu, autorul principal al studiului, spune că cercetarea medicală oferă o privire precisă asupra modului în care depresia se schimbă în timp. Cu aceste informații, specialiștii cred că, pe viitor, vor putea dezvolta și oferi tratamente mult mai bune, adaptate la cazuri specifice și totul doar pe baza interpretării biomarkerilor din sânge. Consumul de alcool dăunează grav sănătății. O știm cu toții și ni se spune asta în mod repetat. Ceea ce nu am știut până acum este că recipientele din aluminiu în care se vând anumite băuturi pot fi și ele nocive dacă nu sunt exploatate alimentar așa cum trebuie. Oamenii de știință de la Universitatea Keele din Marea Britanie au dovedit o legătură directă între dozele de aluminiu și primele semne ale bolii Alzheimer. Metalul se acumulează în aceleași locuri din creier ca proteina care apare în stadiile timpurii ale afecțiunii, susține o cercetare ale cărei rezultate au fost publicate recent în Journal of Alzheimer's Disease Reports. Prezența acestor acumulări este asociată cu moartea celulelor neuronale. Observațiile asupra aluminiului din aceste acumulări ar putea evidenția un rol al metalului în formarea lor, a explicat Matthew Mould, coordonatorul studiului. Încă nu se pune problema să nu mai folosim cutii de aluminiu. De fapt, acest metal ajunge în organismul uman prin alimente și este deseori identificat și în creierul sănătos, susține Alzheimer's Society, o organizație caritabilă cu sediul în Londra. Dar, pe măsură ce îmbătrânim, rinichii pierd abilitatea de a filtra aluminiul, ceea ce poate duce la instalarea Alzheimer-ului. Revenim acum cu datele despre vremea de la noi din țară. Ne așteaptă un weekend cu vreme caldă, chiar deosebit de caldă în ziua de Paște. Meteorologii anunță temperaturi maxime ce vor depăși 30 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. În ceea ce privește atmosfera, aceasta va fi schimbătoare și mai ales după amiaza și seara vor fi averse însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Dar haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea temperaturi de 7 grade în Brașov, 8 grade în Sibiu, la amiază, vreme bună, mai puțin în jumătatea de nord, unde după amiaza va ploua. Cu detalii revin în principala rubrică Meteo. Așadar, vom avea un weekend prelungit, dar și temperaturi care să ne facă mini-vacanța de Paște cât mai plăcută. Cu cele mai proaspete detalii vine chiar acum meteorologul ANM Mihai Hușciu. Bun găsit, Mihai! Bine te-am găsit, Cristina. Un aprilie rece anul acesta. Acest aprilie va intra în topul celor mai reci luni aprilie de când se fac observații meteorologice, însă la acest final de săptămână vremea se încălzește semnificativ. O masă de aer foarte caldă ajunge deasupra țării noastre dinspre nordul Africii. Această mare masă de aer are un conținut ridicat de umezeală, dar și praf saharian și ca urmare
atmosfera va fi destul de încărcată, așa. În plus, temperaturile cresc semnificativ, ating chiar 30 de grade duminică în lunca Dunării, temperaturi cu mult peste cele obișnuite ale acestei date. De la această vreme răcoroasă, rece, ajungem la o vreme deosebit de caldă. Însă acest proces de încălzire nu va ține foarte mult. Săptămâna viitoare se va răci din nou. Temperaturile scad la începutul săptămânii, revin în limite normale. Vorbim chiar de o vreme răcoroasă pe nord-vestul și centrul țării, unde sunt așteptate maxime de 12-13 grade. Însă ulterior vor fi alternanțe termice, se mai încălzește din nou în a doua jumătate a săptămânii. Una peste alta, un regim termic normal pentru începutul lunii mai, temperaturi care după aceste două zile mai răcoroase se vor situa în general între 18 și 25 de grade, cu posibile valori mai ridicate în extremitatea de sud și de sud-est a țării. În ceea ce privește ploile, așteptăm o vreme instabilă la acest final de săptămână. Această masă de aer cald care vine dinspre nordul Africii are un potențial de instabilitate foarte mare și ca urmare am putea avea fenomene severe pe alocul, respectiv averse torențiale, frecvente descărcări electrice, grindină și chiar vijelii. Sunt așteptate mai ales duminică, după amiază, duminică spre luni aceste fenomene, dar și în noaptea de înviere am putea să avem fenomene de instabilitate în multe zone ale țării, s-ar putea să plouă, însă sunt reprize de scurtă durată. Mai apoi, la început de săptămână, ploile ar putea să prefere partea de sud-est a țării, să mai plouă pe la munte. Mai apoi, o vreme destul de bună, cu precizarea că presiunea va fi mai coborâtă pe nord-vestul, pe nordul continentului și tangente vor mai veni, sisteme frontale dinspre Europa Centrală și mai sunt așteptate ploi, dar mai ales pe vest, pe centru și pe nord. Acolo să mai fie fenomene de instabilitate. În sud, sud-est, o săptămână în general frumoasă, cu intensificări temporare ale vântului, dar una peste alta va fi o săptămână caldă de mai, aici în partea sudică, sud-estică și cu valori termice mai apropiate de cele obișnuite în nordul și centrul țării. Mulțumim, Mihai! Noi mergem mai departe. Goana după sursele alternative de energie sau cele încă neexploatate i-a determinat pe oameni să își îndrepte acum privirile spre adâncurile oceanelor. Vulcanii subacvatici sunt tentația experților, mai cu seamă pentru energia pură pe care o pot degaja erupțiile din adâncuri. Conform unei cercetări publicate în revista Nature Communications, exploziile subacvatice de această natură sunt atât de puternice încât ar putea asigura energia necesară pentru o țară de dimensiunea Statelor Unite ale Americii pe durata a câteva zile. Estimările sunt făcute prin analiza fragmentelor de roci vulcanice Tefra găsite în mări și oceane. Cel puțin așa susține coautorul studiului, David Ferguson, de la Universitatea din Leeds, Marea Britanie. Din păcate, deși existența acestei cantități impresionante de energie este deja o certitudine, nu se poate spune același lucru despre soluțiile de exploatare. La acei vulcani este aproape imposibil de ajuns și nici nu se poate anticipa cu exactitate momentul în care se produc erupțiile. Oricum, este bine de știut că, la nevoie, omenirea are încă surse neepuizate de energie pe care ar putea reuși cândva să le exploateze. Haideți acum să aflăm ce este absorptanța, detalii și definiții în rubrica Meteo Dicționar. Absorptanța, relația sau raportul dintre fluxurile de radiație absorbită și primită. Se face distinție între factorul de absorpție monocromatică și factorul de absorpție totală, care corespund unei singure lungimi de undă și respectiv unui ansamblu sau domeniu de lungimi de undă. A venit acum vremea să vă spunem și care va fi evoluția temperaturilor de la noi din țară în acest weekend. La noapte, cerul va fi variabil, mai puțin în interiorul arcului carpatic, unde sunt anunțate averse însoțite de tunete și fulgere. Vântul va prezenta ușoare intensificări în timpul ploilor, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Cele mai scăzute valori vor fi în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine, vreme din ce în ce mai caldă, maxime cuprinse între 20 și 28 de grade, însă după amiaza și seara, în jumătatea de nord a țării, instabilitatea atmosferică va fi
accentuată și își va spune cuvântul prin averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar pe alocuri și cantități mai importante de apă. Mâine noapte va ploua și în dealurile sudice. În București, la noapte, cerul va fi parțial acoperit de nori, iar spre dimineață în termometre vom avea 12 grade. Atât mâine cât și poimâine, vremea va fi frumoasă, iar în aer vor fi 27, respectiv 29 de grade în ziua de Paște. La munte, vreme caldă, dar foarte instabilă. În majoritatea masivelor montane, după amiaza, sunt anunțate ploi zgomotoase, se vor strânge pe alocuri cantități importante de apă, mai ales în munții Apuseni și în zona Carpaților Orientali. 11 grade vor fi în Ceahlău, iar valori de 19 grade vom întâlni în Stâna de Vale, în Predeal și în Poiana Brașov. La nivelul întregii țări, ziua de Paște ne aduce o vreme deosebit de caldă pentru această dată, maxime cuprinse între 17 și 30, posibil chiar 31 de grade, însă în vest, în nord și în centru, vremea va fi destul de închisă și vor apărea averse însoțite de tunete și fulgere. O nouă specie de broască a fost descoperită în Peru. Botezată Pristimantis sira, viețuitoarea face parte din familiile de broaște care trăiesc în ecosistemul pădurilor montane de la peste 2000 de metri altitudine. Gușa, pieptul și abdomenul broaștei sunt maro sau gri închis, cu pete albe dispersate, picioarele sunt și ele maro închis, iar irisul ochilor este galben alămiu. Rezervația El Sira, locul unde a fost descoperită noua specie, este o zonă naturală protejată din Amazonia peruviană, care se întinde pe o suprafață de peste 600.000 de hectare. Ne întoarcem în Europa și vedem care este prognoza pentru mâine. Iată că în cea mai mare parte a peninsulei iberice, atmosfera se anunță schimbătoare, iar la amiază meteorologii anunță temperaturi de până la 17 grade în Madrid și tot după amiaza sunt anunțate ploi de scurtă durată. În țările vestice, vremea va fi închisă cu 14 grade în Paris. În țările sudice și în cele sud-estice, vreme destul de mohorâtă, va ploua, vor fi mai ales averse însoțite posibil de tunete și fulgere, iar vântul se va intensifica în timpul ploilor. Cea mai ridicată valoare va fi în Sofia și în Atena, 26 de grade. În restul Europei nu apar schimbări notabile, vremea se menține destul de capricioasă, sunt puține zone în care se arată soarele, cum ar fi la Vilnius, unde vor fi 12 grade. Să vedem acum câteva temperaturi și fenomene din alte regiuni de pe glob. Călătoriile în natură au câștigat teren în pandemie față de sejururile clasice prin aglomerațiile urbane sau cele litorale. Americanii de la Global Earth au făcut și un clasament cu cele 12 dintre cele mai spectaculoase destinații de vacanță din lume. Imaginile te lasă fără cuvinte. La final de ediție, nu uitați că ne revedem și mâine de la ora 19:35 de minute. Acum vă las cu imaginea zilei. Ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. O seară liniștită și sărbători cu bine!